Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube! Mă bucur tare mult să vă revăd ca de fiecare dată! Astăzi am pregătit un video care sper să vă placă la fel de mult cât îmi place mie să-l fac. Este vorba despre probarea unor rochi. Pe prettylittlething.com am avut o grămadă de reduceri și m-am gândit să vă scutesc, să fac eu niște cumpărături de pe acest site și să vă arăt cum arată rochile în realitate față de cum le vedem în poze. Înainte de toate, nu uitați să mă urmăriți pe contul meu de Instagram, să dați subscribe acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez. Să știți că mai înainte era o mâță la mine în grădină care cred că era în călduri, că își făcea niște zgomote din alea foarte dubioase, gen... Deci dacă auziți aceste zgomote, vă rog din suflet să le ignorați. Acest clip nu este sponsorizat de prettylittlething.com. Tot ceea ce vedeți le-am cumpărat din bănuții mei, căci îmi place să fac chestii interesante pentru voi. Am aici un colet mare, dar mare, mai mare decât mine, căci eu sunt un metru și un jnițel. Și știți ce m-am bucurat? Căci am găsit aceste rochii și la reducere, adică nu mai mult de 5 lire, bine, cred că una au fost 10 lire, dar oricum nu mai mult de 30 de lei și am găsit mărimea 4. Mamă, și când am văzut, vă dați seama că am dat click, 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 deci eram așa ca o obsedată din aia. Haideți să începem! Ok, dragii mei, și am să încep cu prima rochie. Este vorba despre această rochie. Să știți că a venit împachetată așa. Deja am desfăcut-o pentru că am avut o tentativă de a face clip și am dat greș. Prima rochie arată foarte bine în poze. Pare să fie o rochie elegantă pe care eu cu siguranță aș purta-o, eu știu, la un eveniment sau poate chiar la club, însă nu prea ies la club, deci nu știu de ce tot cumpăr rochii din astea, doar să le țin în dulap, dar când vine vorba să mă îmbrac cu ceva, am cu ce să mă îmbrac. Asta a costat doar 7 lire. Wow! Arată foarte bine pe model, arată foarte bine în imagine, sper să arate la fel de bine și în realitate. Așa că o vom desface. Oh my god! E masivă! What? Cu siguranță asta nu vine. Deci uitați-vă cât e de mare. Eram 100% sigură că o să fie ceva neregulă cu această rochie pentru că... girl, no. Mai este și mărimea 4. Ok. Materialul pare să fie destul de ok. Un satin mai rigid, așa. Cred că trebuie puțin călcată. În rest, ea arată destul de drăgălașă. Cred că rochia asta o să mă facă puțin cam plinuță, dar vom vedea, așa că haideți să o probăm. Doamne ferește! Aceasta este prima rochie. Avem probleme, că ia setivul pe afară. Ok. Eram foarte îngrijorată de partea asta de aici a rochiei, dar văd că e ok, și adică nu ți se vede niciun nimic din ce n-ar trebui să se vadă. În primul rând, mânecile care nu sunt foarte mari. Nu-mi place deloc materialul, se șifonează atât de repede și cred că nu este o rochie care se așează ok pe mine. Cred că se așează ok pe talie, dar după cum vedeți, aici la spate, adică se vede clar că mi-este mare, nu-mi plac deloc mânecile, nu se așează deloc cum trebuie pe mine, deși este mărimea 4, consider că ar fi trebuit să aibă mai multă grijă la mâneci, la detalii. Zici că este o rochie făcută din draperie, sincer, e groasnică. Nu mă simt deloc bine în ea și cu siguranță dacă aș face o mișcare mai bruscă, mi-ar ieși merele pe afară, dar... O voi trimite înapoi, așa că aceasta are un thumbs down. Ok, și vreau să menționez că aici la spate are o bucată de material foarte ciudată, vedeți? Adică are o ață de pe dinăuntru, așa, care nu arată bine deloc. Adică dacă te grăbești undeva și te duci la un eveniment sau ceva și te duci cu ața aia trasă după tine, chiar nu e un look ok. Dar, na, so... Această rochie o vom returna, așa că este cazul să o dau jos de pe mine. Ok, so, haideți să trecem mai departe la a doua rochie. Avem o rochie foarte, foarte simpluță. Este vorba despre această cu dungi. Pare să fie o rochie foarte casual, o rochie ce poate fi purtată la bocăncei, cu un tricou așa pe dedesubt și sper să îmi vină. Această rochie, să știți că m-a costat doar 4 lire, ceea ce este... cu siguranță sub 25 de lei. Ok. Nu
arată rău. Îmi place acest rochie pentru că este simplu și chiar mă văd cu ea. Și îmi place culoarea, negru cu alb și cu acest galben muștar. Zic eu că cu siguranță mă văd purtând-o. Auziți pisica? Și câinele, și o pisică și un câine. Ok, este sezonul. Haideți să o probăm ca să vedem cum arată pe mine și să ne dăm cu părerea. Ok, aceasta este următoarea rochie. Sincer să fiu, mă simt un pic cam dezbrăcată în ea. Este destul de stretchy, dar când o pui pe tine, gen, parcă se subțiază materialul și devine puțin transparentă și cu siguranță și vă puteți da și voi seama că e transparentă, efectiv se vede prin ea. Așa arată din față și mă simt, nu știu, parcă nu port nimic și nu îmi place sentimentul ăsta. Parcă vreau să mai adaug ceva haină pe mine, căci nu mă simt ok. De la spate îmi face fundul foarte, foarte mare. Da, iubitului meu îi place lucrul ăsta. Mie mi se pare că dacă aș ieși așa în public, cu siguranță aș atrage foarte multe priviri. Așa arată de lateral. Așa. Și vedeți și voi că e foarte, foarte strâmt, adică n-ai cum. Nu știu, din partea mea această rochie are un thumbs up și un thumbs down. Este ceea ce vedem în imagine, însă nu mă așteptam să fie atât de subțire și sitru. Dar mă rog, pentru prețul care l-a avut, zic eu că e o rochie ok și o poți purta cumva. Oh my god, următoarea rochie, Jesus. Jesus, deci pe asta când am văzut am zis, trebuie neapărat să o cumpăr. Avem aici o rochie, doamne, dintr-un material. Eu în viața mea nu m-aș vedea cu o asemenea rochie, pentru că materialul din care e făcută parcă pare așa, luată din filme porno. Dar am cumpărat-o de dragul acestui clip, pentru că niciodată n-am purtat așa ceva și chiar vreau să o port aici pentru voi. Este vorba despre această rochie. Foarte roz. Mamă! Și după cum vedeți și imagine, pe model arată într-un fel. Adică, frate, are niște pepeni strânși acolo. Bine, de tot și arată de parcă dacă m-aș mișca așa un pic, o să-mi iasă sfârcul, țâța pe afară, dar da. Hai să vedem. Această rochie inițial ar fi fost 30 de lire, dar eu am dat pe ea doar 10 lire și cred că asta a mai fost probată de către altcineva, căci are niște urme negre, așa, parcă e jeg. Ok, asta este rochia. Wow! Acesta este exponatul. Ok, văd că aici este și puțin ruptă. Ok, dragii mei, nu știu dacă vedeți, dar are și o găurică, deci rochia asta cu siguranță a fost purtată de către altcineva. Așa, mi-ar plăcea să vedeți găurica, spre să vadă. Da, sunt foarte dezamăgită pentru că nu mă așteptam la asta și mai are și petele alea negre, gen, ca și cum a fost purtată o singură dată și apoi dată jos. Și are și câteva zgârieturi, ok, în fine. Da. Zic să o încercăm și să ne dăm cu părerea. Ta-da! Oh my god! Cine naiba a inventat rochia asta? Deci, pur și simplu, simt că mă cocânia. Am pus-o pe mine de 5 minute și deja simt că îmi transpiră pielea. Doamne! Oh, și are acel miros de PVC. Dacă îl zic pe engleză, PVC. Asta se numește materialul din care e făcută. Ferească Sfântul, cine a făcut rochea asta? Adică, frate, mi se vede sânul dacă fac o mișcare bruscă. Deci e groaznică și v-am zis, are și o mică găurică aici. Asta sigur a fost purtată de cineva și apoi a returnat-o și acum m-am luat-o eu să văd cum e. Oh my god! Ok! Hai să nu fiu atât de rea. Rochea nu se așează rău pe mine, adică așa este de la spate, se așează destul de bine, dar e o rochie groaznică, nu știu, parcă mă simt
Demodată cu rochia asta, unde n-ai vrea să mă prezint așa? N-ai cum, frate, și săraca mondială era toată storsă în rochia asta, când cred că mă putea respira. Nu, sub nicio formă, deci pute, miroase a gază, ce naiba, miroase, nu mă simt deloc bine în ea, arată cheap, adică ieftin și tachinos și unde să mă prezint cu o rochie de genul? Nu, sub nicio formă. Ok, hai să trecem la următoarea... Am băut un pic de cola. La următoarea rochie. Oh my god, chiar nu mă văd în așa ceva, dar din nou, de dragul clipului am vrut să o probez pentru voi și poate că o să-mi placă. Ok, văd că nu arată chiar atât de rău pe model, poate că o să se așeze destul de bine pe mine și zic că pentru club sau o ieșire, nu știu, rochia asta chiar merge. A fost redusă de la 25 de lire la 7 lire, ceea ce cred eu că este cam vreo 30 de lei și zic să o desfacem și să vedem ce se află în pachet și să o probăm. Mama mia, e foarte neon. Cu asta nu te pierde nimeni. Cred că te vezi din avion cu dungile astea. Uitați-vă cât e de portocalie. Ce să zic, nu este o rochie rea. Din nou, materialul este rigid. Aici, la fel, la sâni are chestia asta ce se lipește. Vine cu acest fermoar care se desface până jos. Ok. Și văd că este în regulă, nimic de spus despre ea. Da, așa arată la spate, simpluță, în față însă zici că ești de la drumuri și poduri, dar e ok, zic că la o pereche de pantofi mai simpli s-ar potrivi. Aceasta este rochia. Cu ce să încep? Căci are o parte bună și o parte rea. Îmi place partea de sus, mi-a fi plăcut ca această rochie să fie complet albă sau complet neagră, cred că ar fi fost un look ok. Eu am o rochie tot de genul ăsta care este complet neagră și îmi place foarte mult. Aici la sâni se așează destul de bine, chiar credeam că o să fie gen te miști așa un pic și pică rochia jos, dar nu, e ok. Ce nu îmi place? Faptul că nu se așează bine pe mine, adică aici la spate, în loc să vină strâmte și pe fund și mă rog, pe fund în jos, așa, pe șolduri, este destul de lărguță și parcă nu arată nicio formă a corpului, zici că de aici în jos e ca o plasă. Dar în rest, eu zic că pe o persoană care are șoldurile și mai mari decât ale mele, sau este mai înaltă decât mine, sau are fundul și mai mare decât al meu, ar arăta ok, dar nu este o rochie rea și, mă rog, nu știu, cât am dat pe a 10 lire, eu zic că e ok. Bun, deși această rochie va avea un thumbs up și un thumbs down, pentru că, mă rog, nu-mi place cum se așează pe mine, dar... Ea nu este o rochie rea. Bun, haideți să trecem mai departe. Mai am o rochie care mi-a plăcut foarte tare și pe asta chiar am vrut să o cumpăr, gen, pentru că mă văd cu ea. Este o rochie cu foarte mult snake print. Nu știu, mi s-a pus pata pe acest gen de printuri anul ăsta, deși înainte nu eram chiar atât de nebunită după ele, dar acum a început să-mi placă. Ok, și această rochie a fost redusă de la 15 lire la 5 lire, ceea ce înseamnă că asta a fost, sau este, 26 de lei. Foarte ieftină și zic că este un preț destul de bun, dar hai să vedem ce se află înăuntrul acestei punguțe. Îmi place materialul, pare să fie foarte moale. Oh my god, oh, nu-mi place cum arată, da, vă zic imediat ce nu-mi place. Ok. Ok, mie personal nu-mi place partea asta de jos, nu-mi place acest cloș așa, parcă e un gogoșar. Nu știu cum o să se așeze pe mine, sper să se așeze ok, dar m-a dezamăgit, credeam că este o rochie așa simplă, nu cu această cusătură și, mă rog, volănaș, cloș, cum îi zice. Mânecile vin în trapez, așa, sunt drăguțe și îmi place foarte mult materialul, dar pare să fie destul de lărguță, având în vedere că este mărimea 4. Da. Ok, hai să o probăm și să vedem ce și cum. Ok, aceasta este rochia! da, am așteptat atât timp să o probez. Nu știu, sunt între, îmi place și nu-mi place. Nu-mi place că nu se așează ok aici la spate, adică
E largă, nu știu, e nici cum la spate. Nu-mi place acest volănaș. Mi-ar fi plăcut să vină doar așa, rochie, așa atâta, nu și cu acest volănaș. Cred că s-ar vedea ok cu o purea și cu niște ghete negre, cu toc. Arăta chiar super mișto, dar sunt între. Nu știu, adică rochia se așează bine, îmi plac mânecile, cred că este foarte trendy, îmi place acest animal print, dar îmi place partea de jos. Dar anyways, rochia este ok în sine. Dar eu sunt o rochie foarte drăgălașă, așa, cred că mă caracterizează, eu mă văd cu rochie de genul. Sunt foarte așa... Ok, și acesta este spatele. Nu-mi place că această cusătură vine fix, fratele, fix aici la... de unde începe fundul și nu știu, se simte puțin incomod. Am să-i dau un thumbs up pentru că mi-a plăcut foarte tare și abia am așteptat comanda să-mi vină să vă arăt și vouă, dar în rest I don't know what to say. Well, cred că își merită bănuții având în vedere că a fost cât 5-6 lire. So, ai un thumbs up. Mai am o rochie foarte verde. Foarte... Ok, am impresia că rochia asta a fost extrem de ieftină. A fost redusă de la 6 lire la 4 lire. Și este o rochie gen super basic. Din nou, eu nu mă văd să port rochia asta, doar rochia. Mă văd să port și un tricol sau ceva, o helancă, așa cu gât și cu mânecile lungi, la niște ghete. Cred că ar arăta destul de bine. Dar, în vedere că a fost doar 4 lire, adică cred că a fost vreo 20 de lei, zic că am făcut o afacere bună. Oh, wow! Uai, deci asta cred că vine super extra strâmtă pe tine. Deci, este atât de subțire, dar materialul nu este chiar atât de rău, mă rog, pentru 4 lire, 20 de lei, ce vreau, dar este și super stretchy, adică asta dacă chiar e slăbuță, 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 cred că se așează destul de bine și zic eu că e foarte casual, basic și la niște ghete cu un tricou, why not? Ok, avem și rochia. Rochia. Rochia îmi place, deși nu mă așteptam, este foarte strâmtă pe mine, evident că nu o voi purta doar așa, mi-ar plăcea să o port cu ceva tricou mai strâmt și cu mânecuță mai lungă sau cu un tricou mai lărguț pe deasupra și nodat și cu niște ghete, cred că arăta super bine, dar în niciun caz nu aș purta-o doar așa pe stradă, căci nu știu, e prea strâmtă și când... Cred că, na, e un pic cam mult, dar, spre surprinderea mea, rochia îmi place, deși este făcută dintr-un material destul de subțire, bănuiesc că asta este o rochie pentru vară, bineînțeles. Îmi place culoarea și îmi place printul acestei rochii, așa arată această rochie de la spate. Mi se pare că se așează cum trebuie pe mine și nu am nicio problemă cu ea. Este potrivită pentru toamnă, dacă știi cum să o... porți și bineînțeles cu mai multe layere, nu doar rochia în sine. Ok? Și pentru prețul care îl are, zic eu că am făcut o afacere bună, o să păstrez căci îmi place cum se așează pe mine, nu am nicio problemă, mă simt super bine în ea și are un mare thumbs up. Ok, dragii mei, următoarea rochie este o rochie foarte albastră. O avem aici în acest pachetel, îi zice Baby Blue Mesh Tortoise, bla bla, prea mult. Este o rochie cu un decolteu mai stiv aici. Eu nu sunt fană acestor decolte, nu-mi place să se vadă the under boob, așa, mi se pare că este mult prea intim și că partea asta de aici, a sânului, chiar nu ar trebui să se vadă pentru că e partea pe care doar bărbatul sau, mă rog, doar tu ar trebui să vezi. Ea ar fi super drăguțică, așa, are această cataramă în mijloc, probabil că poți să dai catarama jos și să o lași așa fără acel decolteu, dar piere tot farmecul. A fost redusă de la 20 de lire la 6 lire. Eu am o presimțire că nu e ceea ce e în poză, dar cine știe? Haide să vedem. Așa arată rochia din față. Este o rochie destul de provocatoare. Dar am crezut că este transparentă, dar nu e transparentă. Are două straturi de material, ceea ce înseamnă că îți ține toate cele în loc. Ok, avem rochia pusă pe mine.
Sincer să fiu, mă bucur enorm că astăzi nu vă arăt mai underboob, adică partea asta a sânului, pentru că nu m-aș fi simțit ok. Cred că din cauza faptului că am sânii foarte mici, această roche nu arată rău pe mine, adică îmi place, este chiar decentă, având în vedere că are acest decolteu aici, în zona abdomenului, și ar fi fost creată în mod normal să ți se vadă partea de jos a sânului. Și da, mă bucur că astăzi nu vă arăt partea de jos a sânului, căci e mai ok așa. Ok, ce pot să zic despre această roche? Materialul este... Materialul este stretchy, ceea ce este ok, nu este transparentă, este o roche foarte drăguță de vară, dacă vrei să ieși pe, eu știu, un oraș sau, mă rog. Da, îmi plac bunecuțele, îmi place cum este făcută și zic eu că nu arată rău, în vedere că am dat pe ea nici nu mai știu cât. Este o roche destul de decentă. Așa se așează de la spate, deci nu am nicio problemă cu ea, se așează destul de bine, nici prea mult, nici prea puțin. Și da, ce să zic, am să-i dau un thumbs up pentru că nici nu este transparentă. Zic că este o roche foarte drăgălașă pentru prețul pe care îl are, așa că thumbs up! Ok, dragii mei, și trecem la ultimul articol, ultima roche din acest haul cu rochii sub 30 de lei. Este vorba despre această, cred că este mai mult o fustă, pentru că m-am uitat la ei pe site și zicea că e un dungaree. Anyways, vreau să vă arăt poza. Ok, în poză arată gen de un galben muștar, dar în realitate este o roche extrem de portocalie, mai că te ustră ochii de la această culoare, dar aceasta a fost redusă de la 10 lire la 8 lire. Pare foarte drăgălașă în poză și am zis că am să o încerc să văd cum e. Consider că această salopetă, fustă, the fuck it is, whatever it is, o să vină foarte, foarte strâmtă pe talie și chiar asta m-am dorit. Mi-am comandat mărimea 6 pentru că în trecut mi-am mai comandat ceva de la ei, mărimea 4, și a fost ceva mult prea strâmt, în special fustele sunt mult, mult prea strâmte pentru că iau fundul mai, un puțin mai mare, ok? Și da, ce zic, nu prea îmi place culoarea, că mă doare ochii de la ea, nu sunt fană bright orange, dar nu e o fustă rea. Are buzunare? N-are, am înșelat. Dacă avea și buzunare, era marfă. Ok, și vine cu aceste bretelușe care se înnoadă aici, pe umăr. Ok, și aceasta este și ultima noastră roche, salopetă, fustă, nu știu. Acolo scria toate, că e toate felurile, poți să numești cum vrei tu. Sincer să fiu, deși nu i-a plăcut culoarea la început, vreau să zic că arată foarte drăguț. Văd că modelul în imagine poartă această chestie cu un tricou mai lărguț. Nu știu dacă neapărat îmi place cu un tricou mai lărguț, cred că arată mult mai bine cu ceva mai strâmt, dar îmi place! Și uitați cât de drăguț să văd și aceste fontițe. Mi se pare ceva foarte diferit și mă bucur că mi-am luat mărimea 6, căci mărimea 4 cu siguranță îmi era mult prea strâmtă. Îmi place cum se așează aici, este foarte, foarte drăgălașă. Îmi place această mică crăpătură, mi se pare foarte sexy, dar decent. Îmi place cum se așează și de la spate, adică nu e nimic în regulă cu ea, nu e nici prea strâmtă, nici prea largă. Și îmi plac aceste fontițe, bretelușe, nu știu cum naiba să le numesc. Mi se par foarte drăgălașe și îmi dă un aer așa de școlăriță. Așa că din partea mea, această salopetă o să aibă un mare, mare thumbs up pentru că me gusta mucho, mucho, mucho. Așa că da, abia aștept să o port. Chiar dacă vine toamna, cred că încă pot să o port la niște Converse sau niște ghete. Ok, dragii mei, acesta este clipul pe ziua de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut. Ce ziceți? A meritat toată bulendroleara asta de rochii. Mi-a plăcut foarte mult să fac acest clip. M-am distrat foarte tare. Sper că v-ați distrat și voi împreună cu mine. Spuneți în care este rochia voastră favorită din acest haul. Ați dat banii pe așa ceva? Eu zic că am avut succes cu multe dintre ele. Au fost și câteva, mă rog, mai așa, dar era de așteptat. Asta este entuziasmul clipului de astăzi. Ok. Da, ce să zic, mulțumesc din suflet că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați acestui canal. Noi ne vedem data viitoare la un nou video. Mua, mua, mua.